Suntem alături de Timișoara, domnul George Ștefan. Îi mulțumim pentru că ne-a ajutat într-adevăr să fim demni și liberi și să recunoaștem că poate am învins cu adevărat, în sufletul nostru, măcar până acum. Să sperăm că vom obține victoria cu adevărat și în zilele următoare. Vreau să vă spun că s-a creat într-adevăr AXA Timișoara, București, Constanța. Nu te opresc pe București. Vedeți că avem și noi originalitatea noastră. Constanța este singurul oraș, până acum pot să spun, cred, care a creat zonă liberă de comunism în fața comuniștilor, în fața Casei Albe. Și rezistăm acolo în fața lor. A orașului de către comunism, ca această Casă Albă să nu mai păstreze, să nu mai apere aparatul birocratic, pesenist sau peceriști, și Casa Albă să se facă universitate, iar piața din Constanța, din fața Casei Albe, să se numească piața universității. În sprijinul, în prietenii. Eu sunt de naționalitate turcă, am mai repetat-o, repet încă o dată, și spirit de glumă, vreau să-i atrag atenția povarășului Ion Iliescu, când a făcut contraproclamația de la Podul Înalt, se pricepe la contraproclamația de la Podul Înalt, ca urmași al turcilor din România, nu recunoaștem învingător la Podul Înalt decât pe Ștefan cel Mare, nu pe Ion Iliescu. Comuniștii, mă scuzați, atunci invinceam noi, bă. Poate nu știe tovarășul Ion Iliescu că în revoluția asta din 22 decembrie, de fapt, din 16 începută, s-au bătut băieții lui Ștefan cel Mare cu băieții lui Ștefan Gheorghiu. Și eu cred că au plăcutat băieții lui Ștefan cel Mare. Moldova trebuie să se trezească, turcii din Constanța. Fac un apel moldovenilor lui Ștefan cel Mare să se trezească la realitate. Să fie alături de toată țara. La noi, să știți, în Dobrogea foarte mulți moldoveni, dar toți sunt cu noi. Care seară 3.000 de inși adunați în fața Casei Albe. Este o cifră extraordinară. Au început manifestații și în Necrobodă, și în Mecidia, și în Năbodani. Dobrogea a fost. Trebuie să câștigăm acum. Am făcut-o și o fac și în Constanța în fiecare zi. Vă rog, părinți cu părul alb, în primul rând, vă rog, tineri peste 20 de ani, care aveți copii sau veți avea copii, gândiți-vă că este unica ocazie, unica șansa noastră a românilor să nu ne trimitem copiii peste 10 sau 15 ani în fața gloanțelor, în fața tancurilor din nou. Ne vor judeca după aceea. Acum trebuie să învingem pe comunistul. Pentru copii
unitate. Trebuie să vingem acum, trebuie să existe unitate. Și există această unitate. Europa, istoria care se scrie la ora actuală în Europa, nu se poate transmite ca România să mai vrea comunism. Ne-am face de râs. Toate țările nu mai vor comunism. În Ceoslovacia, în RDC, în Ungaria s-a eliminat comunismul. Nu ne putem compara cu Cuba sau Coreea. Trăim în Europa și vorbim o limbă latină, nu slovacă sau nu slavă. Bună ziua, dragi telespectatori! Mă numesc Metin Cerchi, știți bine. Canalul meu de pe YouTube se numește Libertatea de Opinii. De ce am vrut să fac această emisiune cu totul specială, zic eu? Pentru că am observat un lucru nou grav, până la urmă, poate chiar nici prostesc. Sunt atacat și înjurat în aceste emisiuni pe care vi le-am prezentat, în care spun adevărul pe care nu-l veți vedea la nicio televiziune, pentru că Metin Cerchez a rămas același ziarist independent, sunt atacat de oameni care practic s-au născut degeaba. Înțeleg întotdeauna să fiu atacat, spre exemplu, de cineva care are contraargument. Nu s-a întâmplat acest lucru. Mulți m-au jignit, m-au calomniat, și vreau să stabilim un singur lucru, să stabilim adevărul, pentru că, de ce nu, sunt oameni care se uită poate prima dată, sunt oameni din afara țării și spun până la urmă, încep să creadă ceea ce spun. Acești indivizi aflați în solda mafiei oculte masonice, oameni bogați. Eu sunt aici pentru dumneavoastră cei mulți, cei săraci, cei drepți și cei cinstiți. Și nu sunt cuvinte mari. Mă trag dintr-o familie extraordinar de cinstită și din oameni deosebiți. Mama mea a fost țărancă, 4 clase din Cobadin, județul Constanța. Tatăl meu a fost contabil, cocoșat, a căzut la 5 ani din copac, nu l-au dus la doctor și a rămas infirm toată viața. S-au cunoscut și m-au adus pe mine pe lume. Mama era bolnavă de inimă. Am rămas orfan. În 1988, mama a murit la 50 de ani cu o moție cerebrală. Tatăl meu a murit imediat după aceea, cocoșat fiind, la 60 de ani, am rămas orfan. Am făcut liceul de matematică fizică de aici, din Constanța, cu 2 trepte, așa cum era, greu. Am urmat cursurile facultății de cibernetică, din cadrul ASE București, și cursurile unei facultăți de drept, relația drept administrativ, da? Am ajuns, poate întâmplător, deputat în Parlamentul României din partea Uniunii Democrate Turce din România, a minorității turci. Nu am făcut pact cu PSD-ul, așa cum au făcut ceilalți deputați ai minorității turce, atât înaintea mea, cât și după. Am devenit, prin natura funcției, șef în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională, o comisie foarte importantă, cea care a dat aceste legi, inclusiv aceasta de alert, de stare de urgență în 2004, să verificați, și ordonanța din 99 venită la noi în Parlament ulterior în anul 2000, când eram deputat. Deci, în calitatea de deputat în Comisia de Control a SRI, STS, adică Serviciul de Telecomunicații Speciale, SPP, adică Serviciul de Pază și Protecție, Ministerului de Interne, unde eram vicepreședinte al acestei comisii de control a Ministerului de Interne, al DGIPI, adică Unitatea 0215-2 și un sfert cunoscută, sau 0962, adică acea poliție politică, a acel serviciu care, în mod normal, să treia să caute polițiștii corupți, dar urmărea cetățenii României. Am fost în Comisia de Control al Ministerului Apărării Naționale și, cel mai important lucru, am fost șeful subcomisiei de control anticorupție din Ministerul Justiției, cunoscut ca SIPA, da, până a fost desființat.
unde am anchetat procurori și judecători corupți. Având deci aceste obligațiuni pe linie de servici, mi-am făcut datoria, nu am conturi în afara țării, nu am vile, nu am nici casă măcar, dacă vreți să vă spun. Eu nu am casă, marele deputat din Comisia de Siguranță Națională, așa cum au ceilalți. Stau într-un bloc la marginea câmpului, la rude, doar asta e o altă problemă și puteți să mă înjurați cât doriți dumneavoastră. Deci am prins cea mai mare, la vremea respectivă, o infracțiune extraordinar de mare. Un terorist curt, Keser Fatih, furase din banii publici ai României 87 de miliarde la vremea respectivă în anii 99-2000, adică 37 de milioane de dolari. Făcând această înșelăciune, nu a făcut nicio zi de pușcărie. Știți cine a fost procurorul de caz? Ponta Victor. Adrian Năstase, ca să-mi închidă gura și să-l scape pe Ponta Victor, care îl scăpase fără o zi de pușcărie pe acest terorist, ei bine, membru PKK, ei bine, l-a luat și l-a făcut șeful Corpului de Control al Guvernului. Între timp, mafia PSD, omul fiind mason, în loja masonică condusă de Gheorghe Comănescu și ulterior de Chirovici, Eugen Chirovici, mare maestru mason al României, împreună cu Ion Neagu, care i-a fost avocat, șeful Comisiei Juridice din Parlament, nici mai mult, nici mai puțin cel care i-a dat în fals titlul de doctor lui Ponta Victor, rector al facultății Titulescu împreună cu Adrian Năstase, l-au făcut pe Ponta Victor șeful Corpului de Control și acestui terorist i s-a dat nitramonia Făgăraș și coloron Codlea, nitramonia Făgăraș dată unui terorist ca să producă exploziv. Am prins, nu eu, ca să zic singur, dar serviciile noastre secrete, SIE și SRI, l-au scăpat. Atât DNA, cât și parchetul și poliția l-au protejat pe acest terorist, dar a scos cu vaporul Red Sky din portul Constanța 3700 de tone de azotat de amoniu poros folosit în explozivii, inclusiv în atentatul de la Madrid, unde au murit 11 români. A fost folosit acest exploziv în atentate teroriste. Metin Cerchez le-a demonstrat și le-a arătat acest lucru. Inclusiv generalul Sandu, șeful poliției române, a spus că am dreptate. Atât doamna ministru a justiției la vremea respectivă, Rodica Stănoiu, a spus că am dreptate, dar acel individ n-a făcut o zi pușcărie și a fugit din țară. Ceilalți complici ai săi la ora actuală sunt dezvoltatori imobiliari. Sunt, așa zici, oameni de afaceri, au un ziar Replica și construiesc blocuri în Constanță. Eu am rămas cel înjurat de dumneavoastră. Nu aveți decât să mă înjurați, dar să mă înjurați dacă este adevărat. Ei bine, deci având în cadrul Comisiei de Control din Anticorupție din Ministerul Justiției dosare cu procurori și judecători corupți, la un moment dat am avut pe masa de lucru, în anchetă, un caz deosebit de la Constanța, în care un procuror, Teodor Niță, dat afară de două ori din magistratură, odată ca procuror și odată ca judecător de la Megidia, atenție, Megidia, cea care are în subordine penitenciarul Poarta Albă și eliberează mari mafioți ai României, vedeți și dumneavoastră cum îi eliberează, ei bine, acest individ, dat afară de două ori din magistratură, a avut un caz în lucru în care un criminal a ucis la Constanța, dacă vă aduceți aminte, o familie întreagă, din Neftun, din Mangalia. Mama și cu soția și soțul au fost uciși și băgați în niște pături, în niște covoare, aruncați în pădurea Comorova. Fetița Amalia, de 8 ani, nu a asistat la crimă, era la școală. S-au dus criminalii, au luat fetița și au îngropat-o în pădurea de lângă Valul Traian, la câteva sute de metri, un kilometru de vila lui Traian Băsescu, au îngropat-o în pământ și ulterior la autopsie s-a demonstrat că fetița era în viață. Avea pământ în gură. Deci trăia în clipa în care a fost îngropată. La data respectivă, tatăl acestui criminal era un om influent în guvernul unei alte țări. I s-a promis bani. Mie mi-a venit informarea
am dat-o, am făcut ancheta la penitenciarul Poarta Albă, s-a stabilit că era adevărat și acum urma ca justiția să spună cuvântul, să pedepsească pe cineva care a ucis o fetiță îngropând-o de vie, dumneavoastră aveți copii? Și ce credeți că s-a întâmplat? La un moment dat șeful SRI m-a sunat, domnul Cerches, ce ați făcut în această anchetă? Zic, ce să fac, mi-am făcut datoria. Păi criminalul este pe aeroportul Otopeni și în jumătate de oră va părăsi țara. S-au dat dispoziții legale, a fost prins. Procurorul Teodor Niță și judecătorul Iepure, care le eliberaseră pe acel criminal, ulterior mi-au purtat sâmbet. În 2008-2009 lucram alături de Dan Diaconescu la televiziunea OTV și m-a trimis, pentru că era un așa zis caz Trigoiu, la Megidia. Am filmat cu o echipă de 9 ziariști, am transmis prin satelit și tot ce s-a întâmplat acolo noi am transmis în direct, dacă era o faptă penală nu o transmiteam în direct. Ulterior, acest procuror dat afară, Teodor Niță din magistratură, a fost reprimit fără concurs de Traian Băsescu. Toți sunt din Megidia. Și Deliorga, și Teodor Niță, și Adina Florea, șefa secției speciale penale din România, e o încrengătură la Constanța. Nimeni nu le face nimic, au zeci de dosare la DNA, toate sunt închise. E țara lor. Ei bine, acest om mi-a inscenat un dosar penal în 2008, nici mai mult, nici mai puțin, decât de instigare, atenție, nu de profanare, de instigare că eu aș fi învățat pe acei oameni să facă acel lucru. Muftiatul, pentru că la noi, la musulmani, cimitirele aparțin nu de primărie, ci de cultul musulman, de muftiat, de prea fericit, cum e la dumneavoastră, dăduse aprobarea descumării, nu mă cunoșteau acei oameni, deci nu avea cum să fie instigare. Eu venisem după 3 luni, după ce a avut loc acel incident, să filmez. Mi-au făcut acest dosar penal, care l-au instrumentat abia în 2009, pentru a dovedi dacă era într-adevăr cadavru străpuns de un țăruș, trebuia să aibă loc descumarea imediat. Descumarea a avut loc după un an și ceva, când normal cadavru putrezise, da? Nu s-a găsit nimic, am fost trimis în judecată, de ce? În 2008-2009 erau alegeri, trebuia să candidez, trebuia în 2008 să-mi facă. Am candidat independent pe colegiul 3, eram singurul independent, deci nu eram al nici unei mafii și mi-au stricat imaginea. În 2009 trebuia să candidez la funcția de președinte. Trebuiau să-mi termine imaginea. Ce a făcut acest individ? M-a trimis în judecată. 2 ani de zile nici n-am știut măcar că eu sunt trimis în judecată. Dosarul a fost strict secret. Vă dați seama, un dosar de instigare la profanare de morminte, chipule, am băgat un țăruș într-un strigoi, într-o fantomă. Vă dați seama, un șef al unei comisii de siguranță națională, cu funcție de general, în Parlamentul României, un demnitar în stat, putea să facă acest lucru, să umble noaptea prin cimitire? Mergând mai departe, acești indivizi mafioți din justiție au schimbat 21 de procurori și 16 judecători, dosarele sunt publice la ora actuală, da? Au secretizat această judecată fără să știu, fără să fiu chemat măcar o singură dată. Am fost condamnat un an cu suspendare, am aflat de la televiziuni că fusesem condamnat, ba chiar unii spunea că e cu executare, erau chipurile vorba de un an cu suspendare. Am făcut apel, am strămutat dosarul de la Megidia, pentru că aici clar aș fi fost condamnat, poate și cu executare, pentru că în apel, apelul se judeca la Tribunalul Constanța. Știți cine era șefa Tribunalului Constanța? Anca Niță, soția lui Teodor Niță. Deci soț, soție, unul procuror, celălalt judecător, încă 2-3 frați plus copiii sunt avocați. Asta e la Constanța. Acești indivizi m-au făcut pe mine ca 7 ani de zile să mă lupt cu această mafie din justiție, doar pentru că îi stricasem acele înțelegeri cu criminalii care au ucis acea fetiță Amalia și nu-și luaseră tainul.
Mergând mai departe, acest avocat cât a fost dat acest procuror a fost avocatul mafiei din România, din Constanța, cât a fost dat afară ca procuror și judecător, a devenit avocat, ca și soția sa a fost și ea dat afară din magistratură, dar apoi reprimită, și au fost avocații, vă rog, e public, al dosarului de contrabandă NES în care era băgat Dragoș Constantinescu, băiatul lui Emil Constantinescu, și mulți alți contrabandiști care furau benzină motorină din conductele de la Petromidia și din celelalte locuri. Se știe acest lucru, este public. Culmea, el are o vilă în cartierul celor care furau din conducte, vilă mare, eu n-am nicio casă. Eu ăla care chipulesc în mafiot. Da? Mergând mai departe, sunt condamnat, câștig în curtea de apel, e retrimis procesul din nou la judecătoria Brăila. La judecătoria Brăila este adus în judecătoare o procuroare, procuror șef de la curtea de apel Galați, vă dați seama că pierdea la bani, dar au chemat-o pentru 2 săptămâni, iar mi-a dat un an fără să cerceteze dosarul, atenție, fără să fiu interogat, nici măcar nu știa că eu sunt cercetat pentru instigare la profanare, și sunt din nou condamnat la un an. Fac apel la curtea de apel Galați și după 7 ani de chin, eu, un parlamentar, un demnitar, vă dați seama ce pățesc cu oamenii de rând în România, sunt achitat, sunt declarat nevinovat, deci nu sunt condamnat, așa cum spun acești indivizi când mă atacă, fapta neexistând. Deci atenție, fapta nu există, este public, oricine poate să acceseze la curtea de apel Galați hotărârea respectivă prin care Metin Cerchez este declarat nevinovat după 7 ani de zile, fapta neexistând. Ce să fac acum? Doar Dumnezeu îi mai poate pedepsi pe acești indivizi. Acesta este Metin Cerchez, da? Copilul unor părinți handicapați și o țărancă care m-a învățat să nu fur. Să nu fur, să fiu om bun, să fiu cinstit. Din păcate, dacă ești om bun, cinstit în România, nu ai ce să faci. Pierzi. Dacă mințeam și eu, eram cu ei. Cu mafia eram miliardar. Mi s-au dat și 1 milion de euro să tac și 2 milioane de euro și vă dau cuvântul că având certificatul ORNIS, adică strict secret, adică acces la servicii secrete, am avut dosare pe mână și am învățat, ca să spun așa în ghilimele, cum fură acești indivizi care ne conduc și care apar la televizor ca oameni cinstiți. Sunt miliardari în euro, au bani ascunși, sunt bani electronici, sunt la bursă acești bani și șpaga se poate lua în mod virtual prin acțiuni la bursă sau, cum e tel drumul, prin acțiuni la purtător, no name. Mergând mai departe, ca ziarist în 89 am fost ziarist la Baricada, la mentorul meu Eduard Victor Gugui, un tip deosebit, la primul ziar anticomunist numit Baricada. Am învățat de la el să fiu un ziarist independent și așa am rămas. Am lucrat alături de Radu Mazăr, Nicușor Constantinescu și la CNA e semnătura lui Metin Cerchez când s-a creat televiziunea TV Neptun, dar se numea SOTI TV Neptun, adică Societatea Organizării Televiziunilor Independente. Eram niște ziariști tineri care credeam în adevăr. Ulterior, vedeți, și atât Mazăre Strutinski cât și Nicușor au ales calea penalului. Nu am fost cu ei, pentru că dacă eram cu ei, eram și eu bogat, aveam și eu terenuri, aveam și eu vile și aveam conturi în afară. Am rămas același om, Metin Cerchez. Vreau să cred și am făcut această emisiune nu ca să mă victimizez, nu ca să vă fie milă de mine, pentru că mie mi-e frică doar de Dumnezeu, nu mi-e frică de acești indivizi care mă jignesc, care unii au vrut să mă ucidă de 3 ori până acum, a venit criminalul Ibrahim Auciu, cel care a împușcat niște turci la bijuteria Golden Falcon de lângă Cinema Patria din București, i-a tras unuia 3 gloanțe prin cap și n-a murit, acel individ a venit să mă împuște. L-am predat autorităților, l-au dus la Băneasa, la centru de imigranți și 2 luni a fost ajutat de mafie să fugă din țară. Deci nu mi-e frică de dumneavoastră. Dacă va fi să mor, nu voi muri nici de COVID, că e minciuna secolului, nu voi muri nici de mâna dumneavoastră. Voi muri pentru că așa vrea Dumnezeu și așa să ne ajute Dumnezeu. Am vrut să vă spun doar că
Acesta este Metin Cerchez și nu cel pe care îl arată unii că ar fi fost condamnat. Nu, vă arăt cazierul, este curat, așa m-a învățat mama, așa m-a învățat tata, am rămas orfan din 88, din 94 ulterior și am urcat pe treptele societății, dar nu pe treptele bogăției. O zi bună!